Bună ziua! Unul dintre simbolurile cele mai importante ale oricărei țări este imnul național. Alături de drapel și stemă, imnul național reprezintă sinteza valorilor și idealurilor poporului care îl respectă și cu care se identifică. Militarii din garnizoana Focșani vor acorda atenția cuvenită imnului național și îmi exprim speranța că generațiile viitoare vor înțelege exact contextul în care s-a născut acest cântec și mai ales vor cunoaște și vor păstra veșnic în memorie momentele esențiale în care el a fost intonat, pentru că astfel să perceapă importanța și mai ales actualitatea sa. Ziua de 29 iulie este o zi sfântă pentru toți românii, este ziua imnului național, unul dintre însemnele fundamentale ale unei națiuni. Din anul 1998, noi, românii, avem privilegiul de a celebra ziua imnului național, care, alături de drapelul național și stemă, reprezintă însemnul distinctiv al unei țări și este element de referință pentru identitate.